Naționala Under 21 a României a simțit gustul dulce al victoriei atât pe teren cât și la hotelul unde este cazată. Aseară, după succesul împotriva Croației, tricolorii l-au sărbătorit pe colegul lor, portarul Cătălin Căbuz. El a împlinit 23 de ani, iar Pușcaș și colegii au spus să țină un mic discurs. Mulțumesc pentru cadoul pe care mi l-ați făcut. Mai avem două meci importante. Sperăm să le câștigăm și alea. România vrea să învingă și în următorul meci după ce a debutat victorios împotriva Croației. Tricolorii mici au bătut clar după un start excelent de meci în care au condus cu 2-0 după doar 14 minute. Cu peste 3.000 de români în tribune, primul gol a venit de la Pușcaș, care nu a ratat de la 11 metri, după ce arbitrul scoțian a consultat sistemul VAR. Tot golgheterul Pușcaș a fost la un pas de dublă, dar mingea a fost scoasă de pe linia porții. Yanis Hagi a fost pe fază și a trimis mingea din prima în poartă. În poarta secundă, MVP-ul meciului, Tudor Băluță, a recuperat o minge, a driblat tot și a înscris la colțul scurt. Băluța a avut parte de un debut cu gol, fiind prima lui apariție la Naționala de Tineret. Am fost montați să câștigăm, dar nu ne gândeam chiar la acest scor. La gol a fost o inspirație de moment și mă bucur foarte mult că am marcat la debutul meu la Naționala de Tineret, a spus internaționalul român după partidă. Când jocul era pe final, băieții lui Rădoi au mai punctat odată prin celălalt vârf central din lot, Adi Petre. Vineri seară, România va întâlni Anglia. Naționala mică a Albionului a pierdut la limită 1-2 în fața Franței, după ce a condus până pe final de meci. Golul victoriei pentru cocoșul galic a venit în minutul 95. Trebuie să continuăm povestea. Mergem până la sfârșit, până la sfârșit, luăm fiecare meci în parte ca cel de azi. Uităm la sfârșit targetul nostru principal, următorul meci cu Anglia.